Bună, iubițelelor, toate bune și frumoase. Haideți că avem treabă. Iubițelelor, astăzi o să avem un videoclip în care facem un machiaj frumos folosind două elemente de bază, știi, două stele de cinema. Și o să fie odată această paletă de la Maybelline. Da, Red One. Această paletă de la Maybelline The Burgundy Bar. Așa, și noul, mă rog, o nuanță nouă de ruj pentru canalul nostru, Bold, din gama de rujuri mate ale firmei Rare Beauty, deținută de Selena Gomez, este propria ei firmă de make-up. Așa, deci astea două vor să fie. Bun. Eu zic să începem cu machiajul ochilor și, bineînțeles, să lăsăm pentru final buzele. Acesta este un ruj foarte frumos, un ruj lichid lucios de la NARS. Am să vă las în bara de descriere ce e și cum, ce nuanță, cum se cheamă exact și așa mai departe. Bun. Acum hai să vedem paleta. Deci aceasta este The Burgundy Bar de la Maybelline, așa, și uite, ce m-am gândit eu, o să folosim, stai să iau o pensulă, o să folosim această nuanță în colțul intern al ochiului, după aceea, pe mijlocul pleoapei, o să folosim aceasta, deci nuanța asta foarte frumoasă, stai să facem și așa niște swatch-uri, știi, ca să vedem exact. Așa, deci ăsta în colțul intern, aici pe pleoapă și în capăt, știi, pe colțul extern al ochiului, acest maro închis. Pentru uniformizare în pliul ochiului vom folosi acest bej. Și uite care sunt nuanțele pe care le vom folosi. Foarte intense, foarte pigmentate, paleta este minunată. Așa, deci acest auriu închis va fi pentru colțul intern al ochiului, după aceea acest roșcat cărămiziu va fi pentru pleoapă, știi, cam pentru toată pleoapa și pe ultima treime sau pentru treimea din mijloc, știi, această nuanță și pentru colțul extern al ochiului acest maro închis mat. Ei, și uniformizarea aici sigur că e, cum să spun eu, făcut un swatch adevărat, ca să zicem așa, știi, ca să se vadă nuanța, dar nu e necesar să încărcăm pensula cu prea mult fard de ochi, deci stai să-l mai estompezi un pic. Așa, și uite, vezi, și acesta va fi pentru estompare în pliul ochiului. Bun, acum hai să ne ștergem un pic, știi, ca să nu, când începem să facem machiajul, să nu ne murdărim pe aici, că nu prea, știi, ne-ar conveni. Așa, și apropo, dacă n-ați văzut, am să pun în, tot așa jos în bara de descriere, vă pun linkul cu cel mai recent haul de la Sinsei și acesta e tricoul, una dintre bluzele pe care am cumpărat-o de la ei și uite ce frumos e și uite ce frumos se așează, iar strasurile astea chiar sunt excelente și foarte de efect, îmi place așa cum au fost ele puse, știi, inegal, aici mai lung, mai scurt, aici și mai scurt, deci știi, cumva, într-un fel, știi, cineva ceva. Deci, om sau mașină, cineva, știi, a muncit un pic pentru aceste decorațiuni așa chiar foarte interesante. Da, e foarte frumos și foarte plăcut. Și vă spuneam că nu e rău să le probați, pentru că acesta e un XS și după cum vedem, e o leacă de material, adică nu stă mulat, că asta vă spuneam și în videoclipul respectiv, că produsul, știi, nu stă mulat. Vă spuneam de niște produse pe care a trebuit să le cumpăr în mărimea XS pentru că erau mărimea mea, cum ar veni, dar n-au cum să fie, deci XS-ul n-are cum să fie mărimea mea, indiferent, cel puțin deocamdată, indiferent cum ar sta lucrurile, înțelegi? Plus că, uite, știi, avem o lejeritate aici a materialului, știi? Da, mă rog, și vă spuneam eu mai multe lucruri, e foarte interesant videoclipul, vi-l pun în bara de descriere ca să puteți intra pe el și să
vedeți ce și cum. Deci de asta vă recomandam, mergeți și probați, pentru că na, se lucrează cu mai multe firme și din diferite colțuri ale lumii, bănuiesc, și na. Asta e. Da, au mărimi, mă rog, dimensiuni diferite pentru aceleași mărimi. N-avem ce face. Bun, hai să, eu am aplicat deja un corector pe ploape, pe post de bază de machiaj, deci e suficient, așa, și acum hai să începem aplicarea fardului de ochi, nu cred că e necesară, da, mă rog, putem face așa o mică curățarea pensulei, știi? Spa cleaning, cum se spune. Deci folosim această nuanță pentru colțul intern al ochiului. Vedeți? Așa. Și? La fel în partea cealaltă. Așa. Bun. Acum, această nuanță, așa, va fi pentru partea din mijloc a ochiului. Așa. Mai aplicăm puțin. Am să vă arăt imediat cum uniformizăm un pic trecerile acestea de la o nuanță la alta. Deocamdată să finalizăm aici ce avem noi de finalizat și acest maro închis, mat, o să fie pentru colțul extern al ochiului, știi? Așa. E un machiaj un pic mai închis, dar noi am mai avut machiaje închise la culoare și ne-au plăcut, ne-am simțit foarte bine, știi? Așa. Bun. Nu ne stresăm deocamdată cu... Așa. Bun. Chiar dacă aici pare un pic mai deplasat față de celălalt colț, nu e absolut nicio problemă. Rezolvăm, știi? Rezolvăm la final. Bun. O să luăm o pensulă de tipul acesta. Știi? Și poate să fie uscată, nu trebuie să fie neapărat... un fard de ochi și pur și simplu facem niște mișcări, uite așa, stânga-dreapta, stânga-dreapta, știi? Ușoare, așa, nu ne stresăm, în funcție de cum s-a aplicat fardul, știi? Și gata, nu e nevoie de mai mult, deci nu aici amesteca mai mult de atât, e suficient așa. Bun, și acum să luăm să luăm această pensulă, știi? Și să facem o omogenizare în pliul ochiului. Și o să folosim această nuanță. Încărcăm bine pensula, știi? Deci încărcăm bine pensula, fără să exagerăm, știi? Fără să... Și, dar scuturăm o leacă, pentru că nu am vrea să... Uite, vezi ce frumos? Splendid! Știi? Pentru că nu vrem să fie prea mult fard și cumva așa parcă să dislocăm, știi, ce se află în partea de jos. Știi? Ne trebuie cantitatea necesară, știi? Ca să facem... uniformizarea ampliu și atâta tot. Nu e nevoie mai mult de atât. Așa. Bun. Acum
în această paletă nu avem, dar recunosc că ne-ar cam trebui. Și dacă nu avem, ăsta e un alt șiretlic, ne-ar trebui acum un fard la culoarea pielii, știi, să mai omogenizăm o dată. Dar dacă nu avem, pur și simplu, intervenim cu o pensulă de genul acesta, tot pentru omogenizare în pliu, curată, pe care nu avem absolut niciun fel de fard. Sau, bine, eu acum, de exemplu, dacă mă uit bine, am totuși o pudră de la... Da, hai să vă arăt și tehnica respectivă. Deci, pensula trebuie să fie curată. Și facem așa o trecere și e suficient. Știi? E suficient. Ștergem un pic așa pe dosul mâinii sau în palmă, știi, ca să îndepărtăm excesul. Așa. Și aici facem la fel. Și gata. Știi? Așa. Perfect. Pardon. Perfect. Ei, și acum o să luăm. O pensulă pentru aplicarea corectorului. Și un pic de corector. Ceea ce folosiți voi de obicei. Și curățăm aici zona, știi? Perfect. Așa. Și uite, machiajul e gata și e absolut absolut superb. Așa. Bun. Hai să facem acum. Deci, machiajul e gata. Machiajul ochilor. Acum, hai să folosim ca mascara. Mascara de la Sephora Full Loading. Așa. Uite cum arată. Eu am mai prezentat-o aici pe canal și deja... Deja știm cum arată, deja știm tot. Așa. Și acum celălalt. O leacă să te placez aici ca să... Ne încurcă, știi, și... Adică, e de preferat să nu dai mascara pe firele de păr, știi? Că după aia ai ce curăța. Se vede un pic ciudat, știi? Așa. Și gata. Am rezolvat, știi? Am rezolvat. Bun. Deci am aplicat și mascara. Și acum hai să vedem foarte frumos machiajul. Și acum hai să vedem ce facem cu buzele. O să luăm un alt șervețel, că acesta cred că l-am... Da. L-am consumat așa și parcă nu mai arată așa bine. Așa, ia să vedem. Deci luăm acum un șervețel umed, ștergem buzele. Nu aplicasem niciun creion de buze pentru rujul acesta de la NARS. Așa, și acum hai să ne pregătim buzele pentru... Folosim de la Pielor un balsam cu vanilie. Putem cu degetele, știi? Mai ales atunci când ne pregătim pentru... aplicarea unui ruj, e de preferat să masați un pic buzele, știi, să intre bine acel balsam de buze în piele, știi,
la nivelul buzelor, știi? Așa. Și acum hai să folosim mai întâi un creion de buze și am zis să fie acesta de la Yves Saint Laurent și stai așa să vedem, de Saint de Lèvres și e 21, nu știu dacă, ia să vedem, da, e 21, uite, 21 carmin, așa. Hai să, dacă trebuie, mai ștergeți un pic marginea buzelor, știi? Pentru o aplicare perfectă a creionului de buze. Așa. Pentru că ce a avut de intrat, a intrat în buze și le-a hidratat, știi? Așa. Dacă să mai scoatem un pic, știi? Așa, perfect. Și acum ia să vedem. Deci acesta este rujul acesta de la Rare Beauty. Eu vă spuneam că am mai avut nuanța Lively și am fost foarte încântată, știi? Chiar dacă poate la început n-am părut extraordinar de, știi, mă rog, extraordinar de încântată sau nu știu cum să spun. De fapt, pe măsură ce, știi, foloseam rujul și îl aplicam, deveneam din ce în ce mai entuziasmată, știi? Și în cele din urmă am devenit chiar o fană a acestor rujuri. Deci vă spuneam că așa am folosit până la, aproape până la epuizare. Nu știu dacă l-am aici, stai să arunc așa o privire, dar nu garantez că îl găsesc în prima, de asta parcă nici nu aș vrea să insist cu căutarea lui. Nu vreau să insist cu căutarea lui. Oricum... O să-l mai prezint, o să mai cumpăr și eu alte nuanțe, că nu vreau să mă limitez numai la astea două din gama asta Rare Beauty. Am impresia că iase și... Kind Words. Deci gama e Kind Words Matte Lipstick. Deci gama de rujuri mate care se numește Kind Words. Bun, și acesta e Bold. Nuanța ambalajului de carton e chiar nuanța rujului. Vedem acum mai exact. De altfel, când l-am prezentat în cadrul haul-ului, ați văzut și voi lucrul acesta. Uite, deci e cam, știi, așa. Și hai să facem aici un mic swatch. Uite cum arată, stai să deschid din nou batonul de ruj, foarte frumos. Și am vrut contrastul acesta să fie, știi? Ia. Uite, foarte frumos, nu? Splendid. Și merge foarte bine, știi? E în ton cu ochii. Și după cum ați observat, cele două nuanțe, știi, a creionului de buze și a rujului merg excelent. Așa. Foarte, foarte frumos, nu? Așa. Mai cred că am terminat cu machiajul... Așa. Hai să vedem ce avem aici. Deci avem Dior Sauvage. E una dintre mostrele primite recent
de la Sephora și hai să vedem ce avem aici. Deci Dior Sauvage Eau de Parfum. Deci e apa de parfum. Dior Sauvage, este vorba de un parfum pentru bărbați, un parfum bărbătesc și hai să vedem dacă ne place. E foarte frumos. Are un miros dulceag și ceva cu ceva spicy, așa, parcă niște mirodenii, știi? Dar e foarte plăcut. Foarte plăcut și foarte elegant. Deci, da, aviz amatorilor. Mie cred că îmi place varianta, nu apa de parfum, cred că îmi place cealaltă variantă. Nu știu acum exact oricum am să o caut pentru că am mostra respectivă. Și am și cumpărat parfumul cu pricina. Nu, sau asta e Eau de Parfum. Da, în fine. Găsesc eu mostra cu pricina și... Sau mie îmi plăcea apa de toaletă și nu apa de parfum. În fine. Sau parfumul. În fine, mă lămuresc eu. Găsesc și cealaltă. Da, am impresia că așa era. Mie îmi plăcea apa de toaletă Dior Sauvage și nu prea eram încântată de eu ca femeie, știi? Adică nu... din punctul de vedere al unui bărbat. Așa. În schimb, am cumpărat varianta așa, cealaltă se pare că place totuși bărbaților, pentru că și eu am cumpărat partenerului meu un parfum și lui a plăcut cealaltă variantă, deci, nu știu, ori apa de parfum, ori parfumul, înțelegi? Dar eu recunosc că mie mi-a plăcut apa de toaletă. Acum, na, știi cum e? Na, în fond... Totuși e parfum bărbătesc, știi? Dar recunosc că dacă ies așa... Dar uite, chiar am să caut mostra respectivă să vedem dacă mențin părerea și am să le... Am să văd din nou dacă, știi, ce și cum. Și dacă asta e apa de parfum, deci Eau de Parfum, și să vedem dacă... Da, în fine, mai vedem ce... Că știu că mai am niște mostre... Dior Sauvage și să vedem exact. Și am să vă spun atunci ce și cum. Cred că îl simt prea dulce și prea aromat, prea dulce și prea cu mirodenii, știi? Și cred că dulceața asta virează spre ceva care mie nu prea pe mine nu mă prea încântă. Da, mă rog, asta e. Însă, vă spun, bărbații se pare că preferă varianta respectivă. Vedeți și voi. Eu v-aș recomanda, totuși, știi, mai ales că astea sunt parfumuri de lux, nu, și nu vă recomand să cumpărați, nu știu, din locuri așa care nu inspiră încredere, știi? Așa. Poate ar fi mai bine să faceți rost de o mostră sau să pulverizați pe un bețigaș și întrebați ca din mă, ia vezi, ia uite ce parfum îți place sau nu îți place, știi? Ei, și dacă vedeți că îi se luminează fața și spune, oh, ce frumos, vai, da, așa, dacă vedeți că nu prea reacționează, înseamnă că nu e pe gustul lui. Ca să aveți o, cât de cât o siguranță, pentru că, repet, sunt parfumuri de lux, na, costă și când cumpărați de pe site-uri autorizate și site-uri, cum să spun eu, renumite de acum și au un preț, na. Dar, repet, poate mai bine faceți rost sau comandați cu primirea unei mostre și, da, atunci stricați surpriza, știi? Că, na, dacă pui omul să... Știi, ți-am luat cadou, dar vezi mostra. Dacă nu-ți place, îl trimitem înapoi, știi? Mă rog, mai vedeți și voi. Da, deci asta e ideea. În fine. Da, chiar am să caut, uite, chiar am să caut apa aceea de toaletă, că știu că pe mine m-a înnebunit și chiar m-a înnebunit la modul că mi-a plăcut extraordinar de mult, deci m-a dat pe spate, știi? Am căzut cu piciorușele în sus ca un cărăbuș. Apa de toaletă Dior Sauvage. Dar, repet, am să caut mostra neapărat să vedem ce și cum. Așa. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi. Deci, am văzut paleta de la Maybelline The Burgundy Bar. Așa. Și am văzut... Stai să-l prezentăm așa. Și am văzut și rujul Bold de la Rare Beauty.
E un roșu cărămiziu. Mai bine zis decât să-i spunem roșu, e cărămiziu. Că poate are niște subtonuri așa roșiatice. Da, un roșu cărămiziu. Hai să-i spunem așa, un roșu cărămiziu. Da. Deci, astea două. Iubițelelor, până data viitoare, eu vă pup. Și vă spun, pa, pa!